Bună ziua, dragii mei, și bine m-am regăsit astăzi la un nou mesaj, o nouă etalare în dragoste. Haideți să vedem de data aceasta care vor fi energiile acestei lecturi. Pentru voi, cei care priviți la acest video și care sunteți într-o conexiune de iubire cu o persoană specială din viața dumneavoastră, văd că vă doriți să știți încotro se va orienta această relație voastră. Sau pentru aceia dintre voi care sunteți singuri, singure în aceste momente, văd că și voi vreți să știți cât va mai dura această situație de viață pentru voi. Sau pentru aceia care sunteți în separare de partener, de parteneră, văd că și voi vă doriți să știți dacă acesta sau aceasta va mai reveni în viața dumneavoastră. Haideți să vedem despre ce poate fi vorba. Iată că primul card în această etalare este Magicianul, dragilor, o carte cât se poate de frumoasă, cât se poate de senină din tarot, da? Din Arcana Majoră, o carte care are de-a face cu tot ceea ce voi vă doriți să faceți în această perioadă, dar mai ales și cu ceea ce această persoană din viața dumneavoastră își dorește să facă în ceea ce vă privește. Da, văd că este cineva care a stat pe bară, ca să zic așa, care a stat deoparte până acum, da? Care nu a îndrăznit să acționeze în ultima perioadă, da? Având în vedere tot ceea ce s-a întâmplat în viața sa, nu știu, probabil că au intervenit tot felul de evenimente neprevăzute în existența sa, care i-au dat puțin viața peste cap și care nu l-au lăsat sau nu au lăsat-o să se gândească și la relația pe care o are cu tine sau pe care își dorește căreia dorește să-i pună bazele în legătură cu tine, da? În următoarea perioadă. Da, această persoană, iată că în sfârșit acum poate să se decidă să vină spre tine și o va face cu atât mai mult cu cât el sau ea își dorește să fie foarte mult lângă tine acum. Și văd că sunt foarte multe gânduri nespuse, gânduri pe care ți le va detalia și gânduri și sentimente, da, pe care ți le va dezvălui această persoană în această perioadă. Da, este doar, fără doar și poate, un lucru pe care trebuia să-l facă de mult, dar iată, niciodată nu este prea târziu. Această persoană reușește să-și ia acum inima în dinți și să vină spre tine. Poate că pentru unii dintre voi această persoană va veni oarecum spășită, da, pentru a-și cere scuze față de un comportament pe care l-a avut față de voi în trecut sau pentru lipsa oricărui comportament pe care nu l-a avut față de voi, da, pentru lipsa vreunui răspuns pe care nu vi l-a dat, da, la momentul respectiv. Și poate că pe unii dintre voi v-a lăsat așa să așteptați foarte multă vreme acel răspuns, da. Tot felul de situații care au intervenit între voi, dar care, iată, se cer rezolvate în această zi, în această perioadă. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că avem aici Valetul de Bâte, dragilor, o altă carte foarte bună care îmi vorbește despre prezența unei persoane cât se poate de interesante în viața dumneavoastră. Poate fi și o persoană mai tânără decât voi, dar văd că este cineva care, iată, dorește să facă cunoștință cu voi în această perioadă, da? Poate fi o persoană nouă, poate fi o persoană pe care voi ați mai cunoscut-o și cu altă ocazie, dar având în vedere împrejurările de atunci, între voi nu s-au putut întâmpla multe lucruri și iată, această persoană revine în viața dumneavoastră cu scopul de a relua această legătură, cu scopul de a întemeia ceva mult mai stabil, mult mai profund în legătură cu tine. Da, această persoană este clar că este foarte hotărâtă în aceste momente să pășească spre această conexiune cu tine, da, pentru că ceea ce își dorește el sau ea în aceste momente este să fie lângă tine. Își dorește prezența ta în orice clipă a vieții sale, da. Să știi că este o persoană tânără, exact cum am spus, este o persoană șatenă spre blonduță, da, posibil o persoană dintr-o zodie de foc. Foarte mult se orientează spre acest aspect, această carte și da, o persoană foarte pătimașă, da, o persoană
care știe ce vrea de la viață și care nu se lasă până când nu obține ceea ce își dorește. Da, este foarte bine că, iată, este puțin încăpățânată această persoană, da, în sensul bun al acestui aspect, da, în sensul că atunci când vrea ceva, nu se lasă până când nu obține acel lucru, da? Da, din acest punct de vedere, te vei lovi poate și tu de această atitudinea sa încăpățânată, dar într-un sens bun. Și hai să vedem și următoarea carte, iată, este Îndrăgostiții, dragii mei, o carte prin care poate unii dintre voi veți conștientiza că aveți de-a face cu o persoană din zodia Gemeni. Este posibil și acest lucru, dar dincolo de această situație văd că dumneavoastră alături de această persoană veți începe o relație de iubire cât se poate de sinceră, da? Cât se poate de și cât se poate de strânsă. Da? Este clar că între voi în trecut a trebuit să se întâmple sau au fost pe cale să se întâmple anumite lucruri, da, anumite intimități, dar acele lucruri nu s-au mai întâmplat, exact cum am spus, din cauza anumitor evenimente care au intervenit între voi. Dar iată, acum puteți să dați curs dorinței voastre de a vă apropia unul de celălalt din ce în ce mai mult. Da, dragii mei, dragile mele, stați sub semnul destinului, sub semnul soarelui, sub semnul divinității în această zi, în această perioadă și văd cum divinitatea este acolo deasupra și este încuvințează absolut orice lucru care are loc între voi doi acum, da? Încuvințează faptul că voi vă doriți să închegați o relație frumoasă și fructuoasă. Da, dragii mei, dragele mele, o carte foarte bună, o carte prin care vedem că pentru unii dintre voi este posibil să aveți de-a face și în perioada următoare cu unele provocări ale vieții, da, unele piedici poate pe alocuri, dar nu veți mai lăsa ca de această dată acestea să stea între voi, da, veți merge obstinat înainte și veți reuși, da? Veți reuși să aveți parte de relația pe care voi vă doriți. Hai să vedem următoarea carte. Iată că a căzut o carte, este Oglinda de Aur, dragilor, care vorbește despre o paradigmă narcisistă, o relație dusă mai mult de o singură parte și faptul că dragostea explodează în viața dumneavoastră. Da. Dragii mei, dragile mele, este foarte posibil ca la început, iată, pentru unii dintre voi să nu fi realizat această conexiune cu această persoană, da? Este foarte posibil ca unii dintre voi sau unele dintre voi să fie avut parte de la început de prezența acestei persoane în viața dumneavoastră, da? De dorința lui sau a ei să vină spre voi și poate că voi nu ați înțeles de la început de ce această persoană își dorește să fie cu voi sau de ce tot insistă, da, la acest aspect, pentru că voi este clar că nu ați lansat nicio dorință de a fi cu el sau cu ea. Da? Poate că voi nu v-ați simțit atât de atrași sau atrase de această persoană de la început. Dar iată că pe parcurs, da, ceva se va întâmpla între voi doi și veți simți și voi aceste sentimente de atracție, da, față de această persoană. Da? Veți începe încet, încet să vă aprindeți și voi, să vi se aprindă călcâiele după această persoană. Da, este ca și cum dragostea începe să se înfiripe între voi doi, ceea ce este de bun augur. Hai să vedem încă o carte din acest oracol al viziunilor spirituale. Iată că avem aici cardul cu numărul 10. Să vedem ce ne transmite. Vorbește despre cunoaștere, cercetare, cunoașterea faptelor și precauție. Utilizarea intuiției și a înzestrărilor mediumnice este o parte a procesului de evaluare a unei situații. Dar unele situații pot cere o abordare mai analitică. A fi mai bine informat și înarmat cu o mai bună înțelegere a faptelor și a contextului pentru orice situație ar putea oferi o bază mai solidă în luarea unor decizii mai bune.
Se pare că personajul din această scenă și-a dat osteneala și este înarmat cu o cantitate substanțială de informații. Dar aici se pune problema cât de mult poate fi prea mult. Cineva poate fi copleșit și atașat de detalii, sufocat de volumul sau de inutilitatea divagațiilor, cu riscul de a analiza în exces sau de a nu vedea pădurea de copaci. Da, dragul meu, draga mea, iată că unii dintre voi veți putea, s-ar putea să fiți copleșiți în această perioadă de cât de multe date vin spre voi, cât de multe informații vin spre voi dinspre această persoană, da? Cât de multe gânduri și sentimente avea această persoană să vă divulge, da? În legătură cu voi. Pe de o parte, iar pe de altă parte, este posibil să vă asalteze și tot felul de informații pe care le veți afla de la prieteni, de la rude, de la tot felul de oameni care vor veni să vă vorbească despre acest personaj, despre această persoană care își dorește cu tot din adinsul să facă parte din viața dumneavoastră. Da, veți pune cap la cap toate aceste date, toate aceste informații pe care le obțineți și veți încerca să faceți o analiză foarte amănunțită a persoanei respective, astfel încât să vă dați seama dacă merită sau nu să îi acordați o șansă. Hai să vedem și următoarea carte, următoarele cărți, de fapt. Iată că avem aici Lumea alături de Magicianul, două cărți foarte bune care îmi pot spune multe lucruri despre voi doi în perioada următoare. Se pare că tot ceea ce vă veți dori să faceți, da, indiferent că este vorba de relația voastră, că este vorba de cariera voastră, de viața voastră în general, poate vă doriți să ajutați, persoanele din viața dumneavoastră, cum ar fi anumiți prieteni sau anumite rude sau poate pe cineva din familia dumneavoastră de proveniență. Da, poate că cineva are probleme de sănătate și din acest punct de vedere veți dori să îi fiți un sprijin foarte apropiat în această perioadă. Veți putea face toate cele lucruri la care vă gândiți în această perioadă, pentru că, iată, Magicianul este semnul sub care voi stați în această zi, în această perioadă. Da, și prin cartea Lumea văd că vă deschideți spre anumite călătorii în această zi sau în această perioadă, călătorii care vă vor umple de bucurie și de satisfacție. Da, pe de o parte, iar pe de altă parte, între unii dintre voi s-ar putea să intervină o distanță fizică în perioada următoare, adică da, posibil ca voi să închegați o relație, o conexiune cât se poate de strânsă în această perioadă, dar după acest interval să trebuiască să vă despărțiți, da, prin natura împrejurărilor. Repet, este posibil ca partenerul sau partenera voastră să trebuiască să plece departe, da, să trebuiască să-și rezolve anumite probleme. Sau poate în legătură cu jobul, da, ce știu eu. Hai să vedem încă o carte. Iată că avem aici 9 de spade alături de valetul de bâte, două cărți foarte bune care îmi vorbesc despre inițiativa acestei persoane de a veni spre voi și faptul că nu este încă prea târziu, da? Este bine că, iată, lucrurile se întâmplă în sfârșit în viața dumneavoastră exact așa cum v-ați dorit. Este bine că v-ați întâlnit cu această persoană care este posibil să fie mai tânără decât voi, dar chiar dacă este mai tânără, va dovedi o anumită înțelepciune, o anumită perspicacitate pe care nu vă gândeați că ați putea o găsi la o asemenea persoană. Da? Din acest punct de vedere, văd că în perioada aceasta vă veți ieși foarte mult din casă, da? Veți ieși poate la anumite petreceri, la anumite evenimente, da? Locuri în care vă veți simți foarte bine alături de această persoană. Pentru că este genul de persoană foarte galantă, care știe să vă ofere acea protecție care vouă vă place foarte mult. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că este Eremitul alături de Îndrăgostiții și, da, înainte de a vă orienta spre a trăi și spre a experimenta această poveste de dragoste alături de persoana voastră, văd că veți trage anumite concluzii în liniște, da, veți gândi totul la rece, ca să zic așa, astfel încât să fiți siguri că luați decizia cea mai bună în momentul în care vă orientați spre această persoană, da?
Din acest punct de vedere, dragii mei, văd că unii dintre voi vă veți gândi foarte bine dacă este corect ceea ce voi ați decis să faceți în această perioadă, adică să vă apropiați foarte mult de această persoană, da? Repet, v-a preocupat încă de la început motivația acestui fapt, da? Adică dacă voi faceți bine ceea ce faceți, da, în momentul în care ați decis să acordați o șansă acestei persoane. Da, și ceva îmi spune, sufletul îmi spune că, că voi veți decide bine, da, și că veți fi, veți fi convinși sau convinse de acest fapt. Și următoarea carte, iată că văd că unii dintre voi mai aveți de vindecat anumite probleme de familie. Viața voastră amoroasă beneficiază pe măsură ce vă iertați părinții, dragii mei, dragile mele. Așadar, aceia dintre voi care nu ați făcut încă acest lucru, sunteți invitați să o faceți, da, pentru că doar așa veți obține mai multă claritate asupra situației în care vă aflați și mai multă stabilitate în relația voastră de cuplu. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragile mele, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu mă bucur că am fost alături de voi și de această dată. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!